Salutare, dragi prieteni! Ne-am gândit să vă facem o mică surpriză și să vă propunem un fel de istoria săptămânii sub forma unui mic test. Nu o să fie mare chinuială, dar sfârșitul lunii martie ascunde o zi importantă pentru istoria noastră. Și istoria acestei săptămâni își propune să o deconspire, să vă aducă în față misterul din spatele acestei zile. Data de 14 martie 1881 pe stil vechi, 26 martie pe stil nou, nu e una menită să trezească prea multe ecouri în mintea românilor. Cu toate acestea, la data de 14 martie, repet, 1881 pe stil vechi, 26 martie stil nou, Parlamentul României a proclamat, citez, înălțarea principatelor române la gradul de regat și a hotărât ziua de 10 mai, care era și ziua independenței, să fie cea în care să se facă încoronarea. Am încheiat citatul. O altă lumină cade așadar asupra unei zile banale, care abia să schimbe însă destinul a milioane de români. Principatul României se afla în martie 1881, la 4 ani de la dobândirea independenței sale față de Turcia, sau Imperiul Otoman, cum era cunoscut în epocă, o țară pe care o învinsese în cadrul războiului de independență din anii 1877-1878. Pentru prima dată în istoria sa de sute de ani, țările române aveau o poziție bine consolidată pe harta Europei. Iar asta i s-a datorat în parte și celui din tâi principe străin ajuns pe meleagurile românești, nota bene, la 10 mai 1866. În doar 15 ani, neamțul Carol I avea să schimbe mersul istoriei. A făcut-o, cum altfel, în stilul în care nemții rezolvă mai toate problemele, adică cu cap și cu coadă, atent și la cererile propriului popor, pe care a fost însă la un pas să-l părăsească din cauza neînțelegerilor din primii ani ai șederii sale la București, dar atent și la semnele timpurilor. Fiindcă Carol I a fost unul dintre puține lideri politici români, da, chiar dacă era neamț de origine, de atunci încoace, care a realizat că așezarea geopolitică a țărișoarei ăsteia nu e întotdeauna benefică, România aflându-se, așa cum știm, între ruși, otomani și pretențiile marilor puteri din vestul mai apropiat sau mai îndepărtat. Carol I a domnit între 1866 și 1914, având cea mai lungă domnie din întreaga noastră istorie. A stat în fruntea țării 48 de ani, cu unul mai mult decât domnitorul medieval al Moldovei, Ștefan cel Mare. A reușit să schimbe economia locală, una mai mult decât axată pe agricultură și munca fizică a sute de mii de țărani, chiar dacă vor exista cu siguranță voci care vor reaminti de răscoala din 1907 și de moartea a sute de țărani din Moldova în special. A schimbat însă și mentalitatea românilor și, desigur, instituțiile acestei țări. Fiindcă România a recuperat semnificativ în această perioadă de timp întârzierea sa în raport cu multe alte țări europene, cu o istorie și cu o dezvoltare personală mult diferite. Rând pe rând, România a primit o Constituție modernă, o monedă națională, a primit căi ferate, multe gări, uzine, instituții și fundații culturale, altă dată de neimaginat pe aceste meleaguri, cum ar fi Ateneul Român sau Fundația Carol I. Un amănunt poate banal în ochii multora este că în anul de grație 1906, în timpul domniei aceluiași Carol I, se vor fi construit 40 de spitale rurale, dintre care unele mai sunt și astăzi, la peste 100 de ani, în funcțiune. Ca o comparație, ideea construirii unor noi spitale în România post-decembristă pare multora dintre noi de-a dreptul utopică. În plus, instituția regalității din România îi se datorează aceluiași rege Carol I. Atunci când a înțeles că el și soția sa, Elizabeta, nu pot avea copii și deci nici moștenitori, nu a precetat să rezolve din nou chestiunea. Dintre cei patru regi ai României, Carol I a știut mai mereu cum să rezolve dilemele pe care viața și istoria îi le-au pus înaintea sa. Iar atunci când la declanșarea Marelui Război din 1914, inima sa a părut împărțită mai mult ca niciodată între onoarea personală și onoarea țării pe care o conducea, a preferat să tacă și să iasă discret de pe scena istoriei în septembrie 1914.
Să mai spunem doar că ceremonia de încoronare a regelui Carol I a avut loc la data de 10 mai 1881, denumită de atunci încoace ziua regelui în România. Fiindcă la 10 mai 1881 s-a organizat ceremonialul de încoronare după modelul folosit la încoronarea regelui Belgiei din epoca respectivă. Coroana a reginei a fost făcută din aur, iar cea a regelui din oțelul unui tun turcesc capturat 3 ani mai devreme la Plevna. Cele două coroane au fost duse de membrii guvernului în ziua de 9 mai 1881 la Catedrala Patriarhală din București pentru binecuvântare. Iar data aleasă avea deja o semnificație care a rămas până în ziua de astăzi. La 10 mai 1866, viitorul rege a intrat pentru prima dată în București și tot la 10 mai, dar 1877, România și-a declarat independența. Iată povestea unei zile banale, o zi pe care ar trebui să o ținem minte, fiindcă nouă ne place istoria, fiindcă istoria are tot felul de lecții care țin nu doar de aspectul vieții de zi cu zi, ci țin și de aspectul vieții fiecăruia dintre noi. A fi român înseamnă a-ți cunoaște un pic și istoria. Până data viitoare tuturor, toate cele bune!